Salutare tuturor și bine v-am găsit! O nouă zi, o nouă întrebare a zilei. Astăzi sunt deranjat, nervos, iritat, până la culme, s-a umplut paharul. Poate vă veți întreba de ce și cum am ajuns în această stare. Ei bine, nu e vorba atât de magazinul, de firma în care lucrez eu, ci am observat în mai multe aspecte și în alte hipermarketuri această atitudine, acest comportament. Întrebarea zilei de azi are legătură cu atitudinea și comportamentul nostru în societate. Trăim vremuri în care fiecare face ce vrea, indiferent de dorințele și de interesele celuilalt. Trăim vremuri în care lumea se consideră stăpână și dorește să-i se facă pe plac. Indiferent cum arată produsul, și am văzut acest lucru într-un hipermarket de față cu mine, nu că ar fi contat că este o persoană lângă ei, am văzut persoane care desfăceau cărțile din țiplă. Poate pentru unii e deranjant, pentru alții nu, ce fac alții? Poate veți zice, întreaba lor să facă ce doresc. Dar nu e chiar așa. Lucrurile nu stau chiar așa. Dacă mergi într-un magazin sau în mijlocul de transport în comun, comportă-te și fă cum ai vrea să se comporte ceilalți față de tine și ca și cum ai lucra tu în acel magazin. Tu, dacă ai lucra în acel magazin, ai vrea, ai dori, ți-ar plăcea ca marfa să fie împrășteată, să fie lăsată în toate locurile, oriunde, dar nu în locul ei. Ți-ar plăcea ca produsele în țiplă să nu mai fie în țiplă, să fie desfăcute? Ți-ar plăcea să le găsești așa? Întrebarea zilei de azi e următoarea. Tu, ce atitudine și comportament ai în societate? Felul cum ne comportăm arată cine suntem, caracterul nostru. Poți să ai foarte mulți bani, să fii diferit față de ceilalți printr-un statut anume, dacă caracterul, personalitatea, atitudinea, comportamentul tău lasă de dorit, te anulează. Caută să empatizezi mai mult cu ceilalți, cu cei din mijlocul de transport în comun, cu angajații din magazine. Și în caz că poate la un moment dat ai avut și tu astfel de scăpări, caută pe cât posibil să le eviți pe viitor. Repet întrebarea zilei, tu, ce comportament ai în societate și în magazine? Până mâine, pa, toate cele bune!